povestea lui Dino. A fost odată un dinozaur verde cu coada solzoasă și labele uriașe. Dacă nu ar fi fost un dinozaur zâmbitor și prietenos, ai fi putut foarte ușor să te sperii de el. Dino, căci așa îl chema, era însă cel mai bun dinozaur din lume și nu ar fi făcut vreodată rău nimănui. Dinozaurul nostru a ieșit într-o bună zi dintr-un ou de crocobaur și s-a trezit pe o câmpie plină cu flori. A alergat după niște fluturi, dar s-a plictisit repede. Se simțea tare singur, așa că s-a apucat să-și meșterească niște jucării, ca să mai treacă timpul. A ros o bucată de copăcel și a șlefuit-o până când a reușit să o transforme într-o mică unealtă. Apoi a adunat un braț de pietricele, le-a cioplit în așa fel încât să intre una într-alta și le-a vopsit în diferite culori cu ajutorul unor petale de flori. Până să apună soarele, Dino reușise să-și fabrice propriul lui puzzle. Obosit de atâta muncă, dinozaurul s-a cuibărit la poalele unui copac și a ațipit. Cum s-a lăsat seara, animalele de noapte au început să apară. Primele au fost două bufnițe albe, cărora nu le-a venit să creadă ce animal aveau în fața ochilor. Tu ai mai văzut așa ceva? Mi-a povestit bunica odată că au existat astfel de animale, dar zicea că au dispărut de mult. Păi și de unde o fi apărut? Parcă mi-a arătat și o poză bunica. Se numeau dinozauri. Ha, ce nume! Auzind râsetele celor două pufnițe, Dino s-a trezit buimac. Păsările au țipat ascuțit și s-au ascuns printre crengi. Stați puțin, nu plecați! Hai să ne împrietenim! Pe mine mă cheamă Dino! Cele două bufnițe au coborât pe o creangă mai joasă și îl priveau curioase. De unde ai apărut? Nu știu. Am ieșit din oul ăla mare. Păi și părinții tăi unde sunt, Dino? Ce înseamnă părinți? Bufnițele albe s-au înduioșat imediat. Micul dinozaur era singur pe lume și nici nu știa că toți ceilalți dinozauri au dispărut de mult de pe pământ. S-au așezat pe umerii lui și l-au mângâiat cu aripile. Dino se înveselise, așa că le-a propus să se joace împreună. Hai să vedeți ce am construit! E un joc cu pietricele din care poți să formezi o imagine frumoasă, cu flori și fluturi. Păsările priveau puzzle-ul lui Mite. Vai, Dino, dar tu ești tare deștept! Ai făcut singur jucăria asta? Da, pentru că mă plictiseam. Extraordinar, zise una dintre bufnițe. Haideți cu mine, că am o idee. Luați și jucăria asta minunată. Cei trei prieteni au pornit la drum și au ajuns la o căsuță de lemn decorată cu tot felul de păpuși și soldăței. Dino bătea din palme fericit. Ce-i aici, bufnițelor? E așa de frumos! Asta este o fabrică de jucării. Serios? Da, Dino. Hai să le arătăm oamenilor jocul pe care l-ai făcut tu. Și dacă ai noroc, poate o să te angajeze aici, la atelierul de jucării.
zis și făcut. Cei trei au intrat optimiști în atelierul de jucării. Oamenii au început să țipe și să alerge de colo-colo la vederea dinozaurului verde. Un bătrân cu ochelari pe nas s-a apropiat de Dino și l-a privit curios. Ce fel de jucărie mai e și asta? Un puzzle, i-a răspuns dinozaurul. Eu credeam că tu ești o jucărie, măi băiete. Strașnic costum ai. Dar nu e costum, așa arăt eu. Sunt un dinozaur și am creat o jucărie cu fluturi și flori. Bătrânelul era gata să leșine de spaimă, dar bufnițele l-au apucat de umeri și l-au așezat pe un scaun. Vă rugăm să nu vă speriați. El este Dino, prietenul nostru, și se pricepe foarte bine la creat jucării. Ne gândeam că v-ar putea ajuta aici, la atelier. Dino, ziceți? Bine, hai să vedem ce știe să facă, a aprobat bătrânul bâlbâindu-se. Nu credea nimic din ce vedea și spera ca totul să fie un vis ciudat. De frică l-a lăsat totuși pe Dino să se apropie de mașinăriile de lucru și să creeze o jucărie. În câteva minute, dinozaurul construise un castel din piese minuscule de lemn și se pregătea să îl vopsească în culori vii. Ei, bată-te să te bată de dinozauri, isteț! Ești senzațional! Vă mulțumesc, domnule! Și mai ești și politicos, râse bătrânul, care deja nu se mai temea de dinozaurul cel verde. Bufnițele zburătăceau fericite prin atelier. Se părea că Dino reușise să-l convingă pe păpușarul șef că este un dinozaur foarte talentat. Dino, vrei să-mi faci plăcerea de a deveni partenerul meu de făcut jucării? Bineînțeles, domnule! Atunci dăm voie să-ți strâng laba asta verde și hai să confecționăm împreună o nouă firmă pentru atelierul nostru de jucării. Și uite așa, ultimul dinozaur de pe pământ a reușit să se angajeze la o fabrică de jucării cu ajutorul prietenelor sale bufnițe. Și lucrează și astăzi la tot felul de jucării minunate pe care puteți să le vedeți și voi chiar aici. Și-am încălecat pe o baghetă fermecată și v-am spus o poveste adevărată.